Hei! Ce mâncăm azi? În acest episod mă aflu la restaurantul Crud, situat în Copou și îl voi avea alături de mine pe șef Mihai Corban. Bună, Mihai! Mă bucur că sunt în acest restaurant care are o atmosferă deosebită, fiind cumva ferit de traficul orașului. Te las pe tine să ne spui mai multe, așa că te voi întreba care este povestea restaurantului și de ce Crud. Bună! În primul rând, bine ai venit la noi! Povestea Crud a început în 2017, când am vrut să luăm tot ce este mai bun de la producătorii locali și să punem pe farfurie oaspeților. Crud vine de la toate legumele crude, chiar și carnea crudă. Aducem pe masa clienților preparate extraordinare. Înseamnă că și ce am eu în față, tot făcut de voi este. Exact. Și atunci te întreb, ce mâncăm astăzi? Avem un ecler sărat, un tibon Black Angus și un tort Red Velvet. Cu ce începem? Normal ar fi să începem cu starterul. Ok. Dacă îmi dai voie să ți-l prezint mai amănunțit. Te rog. Eclerul îl facem noi în patiserie. Crema care este umplut este o cremă care conține Philadelphia, gorgonzola, parmezan, brânză de capră, mascarpone și deasupra ce se vede avem un somon pe care îl marinăm noi și o salată de verdețuri și apio. E foarte cremos, e plin de această cremă de brânză care e ușor sărată, foarte interesant. Mă așteptam să fie invers, brânza să stingă gustul de pește, dar e fix invers. Mai invers. Da, e foarte plăcut. Și salata, da, combinația perfectă. Salata este, folosim și un dressing de lămâie cu ulei de măsline care stinge un pic gustul de somon. Trecem la următorul. Următorul preparat este un tibon Black Angus cu o garnitură de sparanghel pe grătar. Acest tibon, ca și antricotul, este vedeta restaurantului Crud. Maturați carnea aici, nu? Exact. Avem frigider special de maturare prin metoda de maturare uscată, prin care controlăm umiditatea, temperatura. Durata acestui procedeu este de 21 de zile. Miroase extraordinar de bine. Tocmai ce l-am scos de pe grătar. Și culoarea este perfectă, cum ai spus și tu. Exact. Noi recomandăm gătirea medium rare, deoarece atunci și aroma și gustul se păstrează. Se topește în gură carnea. E foarte fragedă. Se simte și gustul acela de carne. Da, carne maturată. Exact. Are un gust și un miros specific față de celelalte bucăți de vită. Practic noi mai avem vita argentina care are gustul și mirosul ei specific. Mai avem și muș de vită care tot de la producătorii locale luăm, care este maturat, dar prin metoda umedă, direct în sucul lui propriu. Dar această vită se diferențiază de toate celelalte. Da. Prin gust, miros, textură, arome și, desigur, dacă este lângă o garnitură, cum este sparanghelul, se acompaniază perfect. Ia să facem o furculiță perfectă. Da, e absolut perfectă combinația. Da, de cele mai multe ori... Complimentează carnea. Efectiv. Exact. Sparanghelul este cea mai cerută garnitură la vită. Desertul este partea mea preferată și astăzi avem... Un tort Red Velvet. Este cel mai iubit desert al americanilor. Este și al românilor? Se pare că da, este cel mai îndrăgit desert al nostru. Noi îl servim și la felie, cum este în restaurant, dar prin precomandă... Îl dăm și la pachet ca tort întreg. Și ce conține acest tort? Avem un blat pe bază de cacao. Practic folosim un colorant natural din sfeclă. Apoi vine crema. Este o combinație dintre frișcă, mascarpone și Philadelphia. Și bineînțeles cu rodia care se acompaniază perfect. Înțeleg de ce este unul dintre cele mai apreciate deserturi de la voi. E foarte gustos. Nu e foarte dulce. Mă așteptam să fie foarte dulce. Mie îmi place că... Nu e extrem de dulce. Noi
În cam majoritatea deserturilor ne place să le facem cât mai echilibrate. Da, undeva la mijloc. Undeva la mijloc ca să să mulțumesc pe toată lumea, exact. Ne apropiem de final, așa că te voi întreba cât costă preparatele pe care le-am degustat astăzi. Starterul costă 29 de lei. T-bone-ul 32 de lei per 100 de grame și Red Velvet-ul 23 de lei. Cred eu că sunt la prețuri destul de rezonabile, ținând cont de calitatea produselor, de tehnica folosită, de corectitudinea gătirii preparatelor. Tot spuneai de corectitudinea preparatelor, mi-ai ridicat-o așa la fileu. Numai bine, pentru curiozitatea mea, vreau să te întreb dacă feedback-ul care vine din partea clienților este, în primul rând, transmis la bucătărie și, în al doilea rând, luat în considerare. Feedback-ul clienților pentru noi este foarte important, pentru că ne face să fim mai perseverenți. Dacă cineva ne spune că un preparat nu este ok sau nu știu, are prea multă sare, are prea puțin zahăr, noi încercăm să le ajustăm, să regândim preparatele, să o aducem la o formă finală în care să se regăsească fiecare client. Feedback-ul poate fi și pozitiv. Eu nu m-am referit doar la cele negative. Sigur că da, doar noi de cele mai multe ori ne axăm pe feedback-ul negativ, pentru că acolo într-adevăr este o problemă. În feedback-ul pozitiv, într-adevăr, ne bucurăm pe moment, ne face să ne simțim bine. Îți mulțumesc foarte mult că mi-ai acordat acest interviu. Vă așteptam la Crud. Dacă v-a strânit interesul la acest video, să degustați preparatele și... Ne revedem data viitoare! Pupi, pa! Sper că ți-au trecut emoțiile, măcar acum la final. Acum, eu am scăpat ușor de ele.